Într-o zi, angajații unei mari companii au găsit pe ușa oficiului lor o notiță. Atenție! Omul care vă împiedica să vă dezvoltați, ieri a decedat. Sunteți așteptați la înmormântare. Toți au fost șocați de această noutate și în aceeași clipă și-au pus întrebarea despre cine era vorba. Angajații încercau să înțeleagă cine era acea persoană ce le punea piedici în a se dezvolta. Dar din altă parte ei se gândeau, dacă tot acest om a murit, pe viitor nimeni nu le va sta în calea lor. Venind la înmormântare la ora stabilită, ei s-au apropiat de sicriu. Văzând ce se află în interiorul lui, oamenii au încremenit. În sicriu se odihnea o oglindă în care fiecare dintre ei se putea vedea pe sine. Alături de oglindă zăcea o scrisoare. Există o singură persoană ce te împiedică să te dezvolți și acest om ești tu. Numai tu ești în stare să-ți schimbi viața și numai în mâinile tale se află cheia fericirii și a succesului. Nu da vina pe factorii din mediul exterior pentru înfrângerea ta în orice domeniu n-ai fi. Caută răspunsurile în interiorul tău. În timp ce priveau în oglindă, mulți și-au amintit de visele și aspirațiile lor, dar și de obstacolele autoimpuse care îi împiedicau să avanseze. Cu fiecare privire în oglindă, ei au început să înțeleagă că puterea de a-și schimba viața era în mâinile lor. Această experiență unică i-a determinat să ia decizii mai conștiente și să înceapă să lucreze asupra propriei dezvoltării. Unii au renunțat la obiceiuri proaste, alții au început să-și urmeze pasiunile și să-și stabilească obiective clare. În loc să caute vinovați în exterior, au început să-și asume responsabilitatea pentru propriul progres. Această notiță și înmormântare neobișnuită au devenit un moment de transformare pentru toată echipa. Le-a adus aminte că cel mai mare adversar și cel mai puternic aliat se află adesea în interiorul fiecărui individ. Oamenii au înțeles că schimbarea personală și profesională începe de la sine și că ei sunt stăpânii propriului lor destin. Dacă ți-a plăcut conținutul videoclipului, te rog să dai un like și să te abonezi la canal pentru a rămâne la curent cu următoarele videoclipuri. Aștept cu nerăbdare să citesc comentariile tale mai jos. Spune-mi ce părere ai despre subiectul abordat sau dacă ai întrebări, sunt aici să răspund. Mai mult decât orice, vreau să-ți mulțumesc că ai alocat timp din ziua ta pentru a urmări acest videoclip. Fără susținerea ta, canalul nu ar fi posibil. Așadar, mulțumesc încă o dată și ne vedem în următorul videoclip. Până data viitoare, rămâi inspirat și continuă să explorezi.